Ziua Europei 2024 a fost marcată și în capitala de nord a țării, municipiul Bălți. În 2024, Ziua Europei a fost marcată cu genericul Libertate, Pace, Prosperitate, Europa ești tu. Centrul orașului Bălți a fost locația întâlnirii pentru mii de oameni care își doresc Europa acasă. Vizitatorii orășelului european la Bălți s-au bucurat de un târg interactiv la care au fost prezentate proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Vizitatorii au aflat detalii despre domeniile de asistență oferite Republicii Moldova și modul în care acestea aduc beneficii directe cetățenilor. Bălți este într-adevăr un oraș european. Pentru că noi ne vom putea păstra în Uniunea Europeană valorile noastre, istoria noastră. Uniunea Europeană și asociau-o cu o familie în care este pace și bunăstare. Pe aleea Echipa Europa, statele membre ale Uniunii Europene au ilustrat sprijinul oferit Republicii Moldova, evidențiind asistența pe care o oferă. Eu mă bucur că noi la Bălți, astăzi, pentru prima dată, sărbătorim Ziua Europei. Noi am dovedit la Bălți că putem implementa mai multe proiecte cu susținerea țărilor Uniunii Europene și a Uniunii Europene în general. Европейский Союз – это проект мира, демократию, уважение человеческого достоинства и, прежде всего, солидарность. Европа – сунт еу, Европа – ешь ту. Ламуэльтяне для Зилы Европы. Бълц – есть Европа, яр Европа – сунтем ной. Тоць чей, каре не дорим пентру Република Молдова, ун виитор проспер, пашник ши сигур. Сунтем конвинс ке locul Moldovei este în cadrul Uniunii Europene. Vizitatorii orășelului european la Bălți au savurat o serie de activități interactive, rulete, jocuri distractive și concursuri, care au încântat și entuziasmat în mod special copiii. Uniunea Europeană asociez cu libera circulație, asociez cu un învățământ de calitate, cu o infrastructură mai bună, mai dezvoltată și cu o calitate mai bună a vieții. Uniunea Europeană înseamnă, în primul rând, valori europene, înseamnă libertate, siguranță, prosperitate, drepturi egale pentru toți. Spre seară, renumiții Pașa Parfeni și Satoshi au creat o atmosferă feerică, unde oamenii s-au bucurat de un concert fantastic, Europa ești tu!